Șeful meu îmi trimitea adesea flori și ajunsesem să cred că mă iubește. Asta până când am aflat ce le făcea celorlalte colege. Am crescut într-o familie modestă. Mama lucra la o croitorie, iar tatăl meu era tâmplar. Chiar dacă adesea aveam multe lipsuri, niciodată nu ne împrumutam de la nimeni. Încercam să ne descurcăm cu cât aveam. După ce am devenit o femeie în toată firea, m-am angajat și am putut să le ofer părinților mei sprijinul de care aveau nevoie. Nu voiam să-i mai văd că le lipsește ceva. Dar nu am ales niciodată căile ușoare. Preferam să muncesc din greu și să-mi câștig traiul într-un mod cinstit. Dumnezeu mă înzestrase cu multă frumusețe. Oriunde mă duceam, atrăgeam toate privirile cu chipul meu frumos. Când am ajuns la primul meu loc de muncă, șeful meu era uluit de frumusețea mea. Nu își putea lua ochii de la mine. M-a angajat fără să mă întrebe prea multe lucruri legate de experiența pe care o aveam, sau de studii. Îmi zâmbea în continuu. M-a angajat chiar în acea zi la o fabrică mare de covoare de lux. Am fost foarte fericită. Salariul era destul de bun. Puteam duce un trai decent și îmi puteam ajuta în sfârșit și părinții. La muncă era o atmosferă foarte plăcută. Aveam colege tinere și adesea glumeam, râdeam și făceam toate ca timpul pe care îl petreceam la muncă să treacă mai ușor. După 3 luni de când m-am angajat, șeful a început să-mi trimită zilnic câte un buchet splendid de flori. Adesea îmi zâmbea și îmi făcea ochi dulci. Chiar eram încântată și credeam că are intenții foarte bune. Asta până când am aflat adevărul despre el. Într-una din zile, după ce am ieșit de la muncă și mă îndreptam spre stația de autobuz, șeful meu a alergat spre mine și mi-a dat un buchet mare de flori. Când l-am văzut, obrajii mi s-au înroșit și nu știam ce să-i spun. Am luat buchetul și am zâmbit, iar el mi-a spus: "Îmi doresc tare mult să avem o relație. Te rog să te gândești și să-mi dai săptămâna aceasta un răspuns." Apoi m-a îmbrățișat și a plecat. Gesturile lui frumoase din ultimele luni mă făcuse să cred că este un bărbat minunat și chiar simțeam că încep să-l plac. Însă după ce șeful meu a plecat, colega mea Ana, care lucra cu mine la fabrica de covoare, a venit repede la mine, în stația de autobuz, și mi-a spus: "Am văzut că șeful ți-a adus flori. Să nu cumva să pici și tu în capcana lui." Când am auzit ce-mi spunea colega mea, zâmbetul pe care șeful mi-l pusese mai devreme pe buze mi s-a șters rapid. Atunci am întrebat-o pe Ana: "Cum adică să nu pic în capcana lui? Despre ce capcană vorbești?" Iar ea mi-a spus: "Probabil că tu crezi că s-a îndrăgostit de tine și că vei avea o relație serioasă cu el, dar nu este deloc așa cum îl crezi. A avut relații cu mai multe colege și nu a durat niciuna mai mult de o lună. Pur și simplu vrea să aibă toate femeile pe care le întâlnește. Se preface că este un bărbat minunat, asta până își atinge obiectivul, apoi toate femeile care umblă cu el rămân plângând. Cu siguranță a fost foarte impresionat de frumusețea ta. Dar eu te avertizez, draga mea, nu face și tu marea greșeală pe care am făcut-o eu, pentru că vei suferi enorm de mult." Când colega mea îmi povestea toate lucrurile acestea, avea lacrimi în ochi. Fusese una dintre femeile căreia el îi rupsese inima. Nu îmi venea să cred ce aud, dar eram decisă să îi dau o lecție. A doua zi, am vorbit cu Mihai, unul dintre bunii mei colegi, și i-am povestit totul. Apoi l-am rugat ca în acea zi să meargă cu mine spre stația de autobuz și să pretindem că avem o relație. A acceptat, deoarece ne înțelegeam foarte bine, și a vrut să-i dăm o lecție usturătoare șefului nostru. Așa am făcut. Colegul meu, care era un bărbat foarte frumos și haios, a acceptat. Când am ieșit de la muncă, m-a luat de mână și am mers spre stația de autobuz. Când am ajuns acolo, ca de obicei, șeful meu venea cu florile după mine, însă când s-a apropiat de mine, la câțiva pași, colegul meu m-a luat în brațe și m-a sărutat. Nu vorbisem cu el nimic despre un sărut. Nu planificasem așa ceva. După ce mi-a dat drumul din brațele sale, am văzut că șeful nostru nu mai era. Plecase, dar aruncase buchetul de flori la coșul din apropiere. Eu și colegul meu ne-am privit în ochi. Acela nu fusese un simplu sărut. Simțisem că Mihai, colegul meu, avea sentimente pentru mine.
Câteva zile nu ne-am mai vorbit. Eram confuză și rușinată de acel gest. Asta până într-o zi, când Mihai a venit la mine cu un buchet de flori și mi-a spus: "M-am îndrăgostit de tine și, spre deosebire de șeful nostru, eu chiar te iubesc doar pe tine." Apoi a vrut să plece, dar l-am luat de mână și l-am îmbrățișat strâns. Simțeam că Mihai, colegul meu cu care râdeam zilnic și care îmi făcea fiecare zi mai frumoasă, era bărbatul potrivit pentru mine. Din acea zi, șeful meu nici măcar nu m-a mai privit în ochi și nu mai era interesat de noile colege care veneau în fabrică. Iar eu am rămas cu Mihai. Acea zi în care am vrut de fapt să-i dăm o lecție șefului, ne-a ajutat pe mine și pe colegul meu să punem bazele unei relații frumoase. Mă bucur că Dumnezeu mi l-a dat pe Mihai, deoarece este un bărbat cum multe femei și-ar dori să aibă. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, nu uita să lași o inimă în comentarii.